Bună seara! Astăzi m-am gândit să vorbim un pic despre spiritualitatea practică, pentru că ne confruntăm cu ea în fiecare zi. Părerea mea e că e o lume care a luat-o rău la bale și vrem, nu vrem, trebuie să facem ceva ca să ne punem mințile la loc. Da? Bun. Și astăzi o să vorbim, am vorbit despre importanța sufletului și ce înseamnă ea. Și astăzi o să vorbim despre ce se face sufletului și mai ales cum îl dezlegăm. Pentru că, vrem nu vrem, suntem afectați de treaba asta. Și o să pornim tot de la omulețul nostru, care are și el un sufletel. Repet, sufletelul din zona inimii reprezintă 30% din sufletul total al unui om. În rest, avem suflet în toate structurile, în toate câmpurile, în toți centrii energetici, în toate organele, meridianele, etc. Bun. Și ce găsim asupra sufletului? 1. Program. Ce mai găsim? Ce se mai poate? Suflet, sene, suflet, egal, sene. Substanță noesică. Noesică. Da? Sene, vot. Da? Mai găsim sene, legat. Mai există sene proiectat prin iubire. Ce mai avem? Mă rog, dacă o să ne aduc aminte, o să vorbim pe parcurs. Ce înseamnă programele la nivel de suflet? Înseamnă că în sufletul nostru există niște programe care devin manifeste în plan fizic. Adică asta se înseamnă proiectarea, adică înseamnă descrierea de programe la nivel de suflet. Programe sau subprograme. Programele astea la nivel de suflet pot să fie programe cu revenire, programe malefice, etc. Programe pozitive. În general, în suflet sunt înscrise programele pozitive. Ce avem voie, ce iubim, până și sexul care, la care avem voie, este înscris la nivel de sufletel. Bun. Cum se face anihilarea acestor programe? Trebuie să vă mărturisesc că anihilarea acestor programe se face în primul rând, prin rugăciune și post. Și post. În general, post negru. Da? De ce prin post negru? Pentru că postul negru permite curățarea sufletului. În timpul postului negru, sufletul începe să lumineze și automat, începând să lumineze, anihilează programul. De asta puznicii practicau ceea ce se cheamă ajunare. Adică, ajunarea înseamnă mâncat după apusul soarelui, pentru că atunci când nu mănânci decât după ce apune soarele, pur și simplu programele negative de la nivel de suflet sunt anihilate. Și atunci nu mai trebuie să stai neapărat să-ți anihilezi programe. Noi avem o capacitate de autocurățare. Imaginați-vă că prin chakra inimii curge așa un șuvoi de lumină care curăță tot ce ne murdărește și tot ce este murdar pe sufletul nostru. Bun. Există legături pe suflet.
Și am întâlnit legăturile masonice. Legăturile masonice sunt în număr de 33, 66 și 99, în funcție de cel care le face și cel care ce grad au. Ce vreau să vă spun? Că de mare majoritatea a masonilor sunt săraci și sărăcuți cu Duhul. Deci apar n-au ce se întâmplă. Pur și simplu, ei au un program la nivel interior care face ca simpla prezență, simplu fapt că te apropii de El, astea sunt cum sunt ramurile de spin de pe luna Mântuitorului. Da? Simplu fapt de a te apropia de El, automat produce această legare a sufletului de la nivelul inimii și îți înfrânge ce? Voința divină. Deci dorința de a face rău. Este un sistem prin care masoneriile încearcă să, cum să spun eu, să domine voința celorlalți. Bun. Acum vreau să vă spun ceva. Printre cei care sunt masoni, nu sunt toți răi. Unii habar n-au în ce s-au băgat. Unii nici nu știu că se întâmplă treaba asta. Deci vreau să vă spun ceva, că problema mea a apărut, de exemplu, când o persoană foarte apropiată mie a intrat în masonerie și pur și simplu stând de vorbă cu persoana asta la telefon, simțeam că îmi leagă sufletul. Ei, 33, 66, 99. Da? După aia mai sunt. Sufletele legate, de exemplu, de evrei. Evreii lucrează pe cele trei triunghiuri. Dar evreii, de obicei, lucrează doar pe triunghiurile superioare. Adică, pe suflet și pe conștiință, adică pe Îngerul Păzitor. Sufletul îl leagă cu 78 de legături. Da? Sunt cele, sunt arcanele care există în cabal, în tarot. Da? Țiganii leagă de obicei cu 99 și culmea, preoții leagă tot cu 99. Sufletul. Preoții ortodoși, pe da? Pentru că catolicii, am văzut, deși am întâlnit legături făcute și de catolici, dar ei de obicei leagă sinele și nu sufletul. Bun, cum se dezleagă? Cea mai simplă formă de dezlegare a legăturilor făcute pe suflet sunt crucile. Deci, dacă sunt legate cu 33, 33 de cruci pe inimă. Dacă sunt legat de 66, 66. Dacă 99, 99. Dacă sunt legat cu 78, 78. Deci foarte simplu. Evident, pot să existe N legături. În funcție de cine leagă. Pentru că dacă e un grup care se ocupă așa ceva și am întâlnit așa ceva, nu înțelegeam de ce eu am 700 nu știu câte legături. Pentru că era un grup format din mai multe persoane, adică respectiv din 9. Ei, asta este o formă de manipulare a sufletului, deci pentru înfrângerea voinței. După aceea există posibilitatea ca ce se mai poate face? Prin Reiki. În Reiki ce-mi fac? În Reiki îmi fac toate simbolurile pe care le știu pe suflet. Adică Shokurei, Seriki, Heshazeishonen, da? Zona, Halu, Hart, simbolurile din Reiki, din Karuna, simbolurile din Shambhala. Pot să folosesc la dezlegarea sufletului flacăra argintiu violetă. Pot să folosesc la dezlegarea sufletului araza de lumină din Grand Master. Pot să folosesc pur și simplu energia de la care mă conectează Daikomyo. Adică pur și simplu îmi imaginez că prin palma mea trece o energie și șterg ca și cum aș da cu un gel de apă legăturile respective. Când aceste legături au fiecare o lumină interioară. Adică, în funcție de cei care leagă, sunt legături care sunt făcute pe lumină sau pe întuneric. Ce înseamnă asta? Păi, evident că dacă mă leagă un călugăr de mănăstire, voi avea lumina interioară mai mare de, să zicem, 50.
Dacă sunt legat de o țigancă, pot să am DH-ul minus. Deci pot să fiu legat cu întuneric. În general, evrei au DH minus. În general, eu știu, popoarele arabe, etc. Dar vreau să spun ceva, că cel mai des, eu, personal, n-am fost legat nici de, cum să spun, nici de evrei, nici de arabi, ci de țigan, biserica, deci de preoți, călugări, sau de țigan. Acum, haideți să vă spun. Ca să, eu știu, ca să fie cu adevărat practic. O să vorbim și despre rugăciune și post negru. O las aici ca să... ca să vă învăț cum se face. Ca să înțelegeți cum se face. Foarte simplu și foarte banal. Dezlegarea pe suflet. Deci nu o să învăț pe nimeni acum cum să lege. Asta e suflet. Și pe sufletul ăsta încep să îmi imaginez cum fac. Simbol. Cruce. Șocurei. Sedechi. P61. Hart. P61. Mă rog. Simbolul de distanță. Etc. Și simbolul din Harun. Zona. Halu. Da? Hart. Ram. Pentru refacere. Hart. Da? Bineînțeles că asta este pentru cei care știu deja sistemul Reiki și Neo-Reiki, pentru ceilalți e așa ca fapt divers. Astea, deci simbolurile pe suflet, sunt utile și pentru anihilarea programelor, și pentru anihilarea programelor cu revenire. Da? Și pentru curățarea SN-ului adăugat malefic. Ce înseamnă SN-ul adăugat malefic? Imaginați-vă că ăsta e sufletul și dintr-o dată, aici, mai vine o porțiune. Ăsta este tot suflet. Dar de data asta făcut de... deci suflet de animal. Tot ce înseamnă magie care presupune jertfă de animale, folosește semnea adăugat male. Și ăsta vine cu programele lui negative. Programe de pierdere, programe de urâțire, programe de... de nefericire, programe de impotență, programe de frigiditate, programe de... și se adaugă pe suflet și fiind mai puternic și mai mare decât sufletul, automat intru treaba asta. Astea sunt programe specifice evreilor și țiganilor. Da? Curățarea acestor programe se face exact la fel. Cu lumină, da? Sau cu simbol. Cu... bun. Se mai pot folosi lumânările. Da? În momentul în care aprind lumânări, și ziceam eu de 9 lumânări în cruce, mă rog, astea sunt 9 lumânări în cruce, dar asta reprezintă o cruce. Automat încep să-mi anihileze din SN-ul ăsta, din amalie. De fapt, îl sublimează, îl transformă în lumină. Da, și ce mai e interesant. Aici mai era o chestie. Împărtășanie. Da? Și mai este menstruația. Sau necurăția. Sau mâncarea. Da? Mâncarea poate să ducă să murdărească semnea. Adică, ce mai avem? Deci programe, am vorbit de legături, SN-ul adăugat malefic, este SN-ul ăsta care se pune în jurul sufletului și automat determină. SN-ul luat. Bun. Ce înseamnă că se ia SN-ul? Și revenim. Deci ștergem de aici. Ce înseamnă că ni s-a luat din suflet? Înseamnă că ăsta este omul. Și că cineva, indiferent prin ce lucru, ia sufletul ăsta și leagă undeva. Ăsta e pământul, ăsta e cerul, și ăsta este sub pământ. Deci,
sufletul poate să fie legat pe pământ, în cer sau sub pământ. Evident că sunt puțini care leagă în cer. Marea majoritate, că sunt preoți, că sunt șamani, că sunt, leagă fie sub pământ, fie pe pământ. Și am spus, de ce e atât de important legatul ăsta? Păi e foarte important. Am întâlnit oameni legați, cu sufletul legat, să muncească non-stop. Sunt firme care se ocupă așa ceva. Și au sufletul legat acolo la firmă. Am întâlnit oameni legați de suflet la biserică. Deci, nu știu dacă știe toată lumea, în altar există masa, mă rog, unde se pune sveșnicul, etc. Și acolo este și o bisericuță. Mă rog, vă imaginați o bisericuță care reprezintă copia în miniatură a bisericii mari. Asta e, de fapt, o cutie. Și de multe ori, cutia asta este folosită de preoți ca să lege sufletele altor. Da? Am fost legat și așa ceva, de asta știu. Bun. O să ziceți, domnule, ce greu este să te dezlegi din altar. Dom'le, nu e chiar așa de greu. Că le am și pe astea. Dezlegarea din altar se face la fel cu aia. Și cu... la fel ca în orice. Că ești legat în biserică. Că ești legat în iad. Îți ia sufletul și îl duce în iad. Păi evident, dacă sufletul tău ți-l duce undeva la minus 4, automat pe tine va veni numai energie de minus 4. Și automat te îmbolnăvești. Și începi să ai probleme. Și se dărâmă tot în jurul tău și nu știi de ce. Și te ești negru ca... ca tăciunele. Da? Asta e specifică șamanilor, specifică maestrilor de arte marțiale. E specifică evreilor. E specifică chinezilor. Da? E specifică ca și atac masonilor. De exemplu, cel mai nasol, unul dintre cele mai nasole atacuri pe care le-am avut eu, a fost că mi s-a tras sufletul și a fost închis într-un cavou al unei masonerii italiene. Și masonerii asta avea un cavou foarte interesant. Da? Mă rog, avea o ușă. Ei, și aici era mormântul, da? Cu o placă de deasupra. Ei, pe pereții tuturor, pe toți pereții, pe podea, pe tot, erau simboluri pozitive. Evident, eu nu sunt cu totul pozitiv. Și atunci ei te invocau, te treceau aici pe ușă, inclusiv pe ușă erau din astea simboluri pozitive, îți ridicau capacul de la coșciuc, care era exact la fel construit, te băgau înăuntru, puneau placa pe tine și plecau foarte frumos. Și după ce plecau, se închideau asta. Evident, tu rămâneai închis aici și nu puteai să ieși. De ce? Pentru că n-aveai puritatea să treci peste simbolul care au EBF-ul, nu știu câte sute. Beneficită. Și atunci, slavă Domnului, m-a ajutat. Am strâns boca. Și am scăpat cu bine. Dar mi-a luat o lecție și anume să nu mai fie frică și faptul că sufletul, chiar dacă este luat, poate să fie dezlegat foarte simplu cu ajutorul crucii. De oriunde sau cu lumina, de oriunde ar fi el legat. Că e în altar, că e sub... am întâlnit suflete avea patriarhia. Și patriarhia a început să-și lege anumiți oameni, și mai ales cei care fac bani. Și special ca să vină și fiecare duminică ăștia erau prezenți la liturghie, dar nici ei nu știau de ce. Și pentru că se duceau că erau legați. Sufletul era legat sub biserică. Sub pământ. Da? Am trecut și eu prin așa ceva. Am văzut cum e și asta. Așa că mi-s dragi preoții ortodoxi ca sarea în ochi. Adică mie nu mi-au făcut rău demonii, cât mi-a făcut biserica ortodoxă. Da? Niciodată nu o să vedeți un budist atacând sufletul. Niciodată. Sufletul pentru ei sfânt e viață. În schimb, ortodoxii, care cum se consideră îndreptățit, îți leagă tot sufletul și apele cum doar de cap, dacă tot este lege. Nu mai vorbesc de asta. Deci am vorbit să ne luat. Pur și simplu, ca să fie luat, el este legat oricum undeva. Ca să fie tot cu ajutorul crucii, îl scot. În cazul în care sunt inițiat și sufletul meu, să zicem, e luat de aici, da? Și este... să țineți minte un lucru. Sufletul întotdeauna va păstra coarda cu omul
de unde a fost luat. Și dacă te duci pe coarda respectivă, ajungi să vezi unde este. E sub pământ, e în cer, e într-o biserică. Clar, văzătorii văd unde e sufletul tău. Dacă e luat de cineva, unde e pus, poate să fie pus oriunde. Nu vreau să dau, mai dau idei. Da? Și atunci, simplu fapt, să zicem că fac simbolurile, da? Cu intenția să fac simbolurile către sufletul meu. Șocurei, sehehi, enșazeșonen, daicomio, cruce, automat se deschide sursa de lumină pe sufletul meu. Și ducându-se sursa de lumină, deci eu trimit simbolurile astea, cu intenția să ducă pe sufletul meu și se deschide sursa de lumină pe sufletul meu. Și atunci asta curăță toate legăturile. Mai devreme sau mai târziu se curăță. Dar idealul, am zis, este să nu fii mâncat. Deci când ești în post, poți să dezlegi sufletul. Ai mâncat, mai scârți. Am zis de SN-ul care poate să fie legat. Ce înseamnă SN-ul proiectat prin iubire? Toată dăm din sufletul nostru pentru că ținem la cineva. Sau chemăm, sau tragem pe cineva pentru că ținem la el. Astea sunt niște corzi pozitive, dar poți să-l simți ca niște legături. Da? Și sunt oameni care zic că te iubesc, dar de fapt ei se conectează la tine ca să se... Mai am eu o disperată care vine și stă la ușă. Da? De fapt, intenția ei nu este, ea zice că iubește nici Dumnezeu. De fapt, trimite corzi, se conectează și se hrănește din energia ta. Se hrănește și ia lumină. Asta este o formă de iubire. Este relația asta, să știți, că apare și între psihoterapeut și pacient, și între mentor și elev. Un transfer de SDSN-ul cu niște corzi care sunt pozitive. Deci nu toate legăturile astea între suflete sunt negative. Da? Câteodată apar legături între persoane cu intenția, deci care au ca scop evoluția celor doi. Da? Deci, terapia se bazează pe transferul ăsta, pe legătura asta între terapeut și pacient. Psihoterapia se bazează pe transferul ăsta, pe conexiunea asta, pe legăturile astea între psihoterapeut și pacient. Deci nu întotdeauna relația asta de sufletești sunt negative. Dar atunci știi sigur că din sufletul tău e la respectivul și din sufletul respectivului este la tine. Astea sunt, mă refer, sunt corzi pozitive. Corzile negative este când efectiv te vampirizează și se plănește din energia ta. Se ne-a proiectat. Da, din păcate, asta n-am zis eu, la un moment dat, un părintele Argatu povestea că de un paș s-a dus la și s-a împărtășit la Cernica și că după aia a stat 3 zile între viață și moarte. Și că împărtășania a fost otrăvită. Drăguțul de el nu știa ce sunt alea programe făcute pe împărtășanie și că un preot care are cunoaștere și slavă Domnului sunt destui de menți, pot să implementeze la nivelul împărtășaniei niște programe care te pot omorî. De ce? Pentru că programele respective de la nivelul ăla se pot duce direct la nivel de suflet. Da? Păi, ce înseamnă împărtășanie? Hrana sufletului. Și sunt destui care au luat o rază. Da? În momentul în care te împărtășești, din împărtășanie vine direct pe suflet. Dacă împărtășania nu este curată, dacă nu este făcută de cine trebuie și cel care o face are intenții negative, automat îți afectează sufletul. Așa că aveți grijă de unde vă împărtășiți. Eu nu zic să nu vă împărtășiți, că de-aia a venit Hristos. Dar aveți grijă de la preoții la care vă luați împărtășania. Și vedeți cum vă simțiți după. Dacă nu vă simțiți bine, înseamnă că ori voi sunteți de vină, ori preotul e de vină. Deci nu se poate. Împărtășania trebuie să te înalți, nu să te coboare spiritual. Dacă împărtășania te coboare spiritual, înseamnă că fie n-ai spovedit tot, fie n-ai ținut postul negru, sau postul ca să te cureți și nu te-ai spovedit și atunci ai ars rău din tine, fie preotul n-a fost bun și n-a fost curat. Și atunci trebuie să fii atent la sufletul meu după împărtășania. Deci până și împărtășania poate să fie folosită și evident toate tainele ortodoxiei. Că e anafură, că e am aghiazmă, că e... Eu nu iau aghiazmă de la oricine și niciun caz de la Patriarhie. De ce? Pentru că i-am văzut pe aia de la Patriarhie și mulți sunt mai negri decât dracul cel mai de jos. Și atunci, cum să vă zic eu, o mâncare cât de bună poate să fie dacă pui o picătură de o treabă, s-a încheiat. Și atunci, aveți grijă de unde vă luați. Aghiazmă, aghiazmă mare. Împărtășeană. Căutați preoții curați. În orice caz, preoții curați o să fie departe de Patriarhia Română, pentru că ea zboară tăci pe toți în cele patru colțuri ale țării. Da? Și
Influențarea sufletului se mai poate face prin mâncare și băutură. Adică, știu că toți se aude despre menstruația, mâncare și alte chestii diferite puse prin mâncare. Nu o să vă spun câte am mai auzit și am mai văzut. Dar, în orice caz, orice lucru care se mănâncă se duce direct la nivel de sine. Și atunci, mâncarea necurată murdărește inclusiv sufletul. Curățarea sufletului în cazul mâncării necurate este un pic mai grea. Pentru că se duce la un nivel la care este un pic mai greu de curățat. De aceea, cei care au senzația că au mâncat ceva necurat, să știți că se poate întâmpla asta la restaurante, se poate întâmpla asta când te duci la un prieten acasă. Am fete care au fost nenorocite de mamele ale prietenilor lor din invidie că erau mai frumoase, mai deștepte, mai cumva. Și atunci se duceau la astea acasă, prin mâncare le legau sufletul și după aia le nenoroceau viața. Evident că eu, cum să vă zic eu, o formă de plată karmică, e o formă, dar e bine că să știi ca să poți să te curăți. Și atunci, mâncarea asta necurată se duce la nivel de suflet, indiferent că e menstruație sau că e orice altceva, și se pune pe suflet. Iar dezlegarea se face cu molitele care se citesc înainte de dezlegarea despovedaniei. Și citez, ori ceva necurat ai mâncat. Da? Ai mâncat ceva necurat, să se duce nivel la nivel de suflet. Da? Bun. Curățarea asta, la nivelul cel mai simplu, se face tot prin rugăciune, tot prin post, tot prin închinare, tot, ziceam, post negru. Dar, în cele din urmă, eu recomand să meargă, când simt așa ceva, la un preot să-l facă dezlegare moliftele de spovedanie, tocmai pentru că apare oriceva necurat ai mâncat. Sau sub blestem sau afurisanie de la preot sau episcop ai căzut. Deci până și ei au recunoscut că taica popa și taica episcopul mai blesteamă din când în când. Bun. Nu știu. Mai avem ceva? Ce am vorbit de programe, de anghilarea programelor prin simbol, cruce, etc. Anihilarea programelor se mai poate face și prin autosugestie. Adică NLP-ul poate să înlocuiască un program negativ cu un program pozitiv prin repetiție. Legăturile se ne-a adăugat, luat. Cam asta e. Nu. Nu. Există... Nu există legături pe suflet din alte vieți, dar există jurăminte din alte vieți care sunt pe suflet. Adică se... cum să spun eu? Se transcriu pe suflet la nivel de sine. Corect. Dar astea sunt jurăminte. Sunt programe. Nu sunt legături. Există legături pe suflet care vin din alte vieți, dar care se manifestă odată ce te-ai născut pe Pământ. Corect. Dar alea nu vin din alte vieți. Sunt legăturile karmice de pe suflet. Corect. Adică, inițial tu n-ai nicio legătură. Dar la un moment dat, prin intermediul sufletului, apar programele care le ai la nivel de sine și atunci apar legăturile. Dar la inițial tu ești ca un bebe, nou născut. Dar după aia apar, într-adevăr, legăturile karmice. Mai departe. Clar, pentru că orice program negativ, la nivel de suflet se transcrie, la nivel de organe și la un moment dat organele respective, sistemele lor de reparare se cedează și organele respective se îmbolnăvește și așa apar boli. Da. E destul de greu. Primul, ca să poți să-i anihilezi, ar trebui să-i cunosc. Oricum e greu să-mi spui. De exemplu, dacă 10 nebuni fac fiecare 10 programe, mă dau seama că aș avea de anihilat 100 de programe. Și atunci le anihilez în bloc. Lumina și iubirea Sfintei Treimi, care curge prin palmele mele, anihilez orice program malefic, orice subprogram malefic, pentru că se poate face un program care aici nu e malefic, de exemplu. Deci în sufletul meu nu e malefic, în sufletul ei nu e malefic, dar când se întâlnesc, ei doi iese, bum, fac o, e ca o masă critică.
Și asta e un subprogram malefic. Deci un subprogram cu potențial malefic. Și atunci anihilez, urmează să vede toate programele malefice, toate subprograme. Orice mi-încarcă liberul arbitru, asta pot. Absolut. Și intenția este asta. Mă conectez la sursa de lumină, dau drumul la lumină prin mine, pur și simplu, rugându-mă. Nu trebuie. E destul să spun Tatăl nostru, să am imaginea că mă conectez la sursa de lumină, ca la becul, de la reflectorul ăsta. Și în momentul respectiv, un om care am dat drumul la lumină, vine lumina și mi-anihilează toate programele negative. Sau, Psalmul 50. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți. Spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi avea. Deci Psalmul 50, bun frumos, conectat la sursa de lumină, curăță de mama programelor, domnului comandor. Mai departe. Da. Deci toate potențialele noastre divine sunt gata la nivel de suflet. Da. Odată cu sufletul, automat pierzi și din potențialele divine. Deci automat și din capacitatea de a face anumite lucruri. Din talente, din multe. Da. Sufletul să-l simți înghețat? Păi, eu știu, nu știu dacă... E clar că dacă simți că ai sufletul împietrit, poate. Am văzut așa ceva, suflet împietrit. Deci, sistemul de pregătire a spiorilor rus era făcut pe principii șamanice. Și asta era făcută prin împietrirea sufletului. Deci, în loc de suflet, vedeai la omul respectiv un bolovan. Da? Și se foloseau spiritele pământului, gnomii. Bun. Curățarea se face în acest fel. Deci, în loc de suflet, respectiv avea un bolovan. Corect. Deci se poate. Ce se întâmplă? O relație presupune că se produce un transfer de SN-ul. Și din SN-ul meu în femeia respectivă sau în bărbatul respectiv și invers. Ei, curățarea, deci refacerea de SN-ul presupune ce? Fiecare să-și ia sufletul înapoi. Pentru că suferința apare tocmai pentru că din sufletul meu a rămas în ea și din sufletul ei a rămas în mine. Plus că odată cu sexul se produce transfer de SN-ul, odată cu, nu mai vorbesc de sex oral, sex anal și alte alea, știi? Când rămâne suflet la, tuturor, la nivelul tuturor, la toate nivelurile, da? Și atunci, până când se curăță SN-ul ăsta, apare suferința. Da? În momentul în care se curăță SN-ul ăsta și fiecare și are structurile lui la nivelul lui, în momentul respectiv oamenii nu mai suferă și nu-i mai doare. Da? Deci asta înțelegeți. Că în momentul în care iubești, se produce un transfer de SN-ul. Absolut. Se pot trăia legăturile între părinți și copii. Nu e obligatoriu că alea să existe. Deci legăturile între părinți și copii sunt liber consimțite, ca și iubirea. Nu trebuie neapărat să fiu legat de copiii mei, dacă eu nu simt asta și nici ei de mine. Da? Deci legăturile între copii și părinți sunt firești pentru că copiii au nevoie de o hrană emoțională din partea părinților și atunci această hrană îi face să crească ok, să simte iubiți. Absolut, da. Deci există posibilitatea să-ți moară cineva drag. În momentul în care îți moare cineva drag care nu este pregătit să moară, el ar trebui să ducă cine știe pe unde. Poate jos. Și atunci noi suplimentăm nevoia lui de suflet care să ducă la un nivel mai bun. Evident că rămâi legat de omul respectiv. Evident că preiei din păcate omului respectiv. Evident că intri în suferință. Pentru că odată ce pierzi din suflet, pierzi din protecția divină. Pierzi din lumină. Deci automat ești vulnerabil în fața răului. Ei, tăiatul singurul în cazul vampirizorului, deci numai cu sabia de lumină. Ori cu sabia de lumină, ori prin cruce. Deci făcând cruce pe, în sensul corzilor respective, ca să te lasă. Da. Deci da, vreau să vă spun ceva.
Farmacele țigănești țin foarte mult de magia neagră și dacă oamenii ar fi mai apropiați de Dumnezeu, simplu fapt că se închină și se roagă și zic Psalmul 50, automat le-ar curăța sufletul și iar dezlega de legăturile alea. Problema este că noi nu prea mai suntem cu adevărat credincioși creștini. Eficient nu poate să te protejeze decât Dumnezeu. Da? Dar eu îi sfătuiesc pe cei care au probleme de magie să nu mănânce până după ora 1-2 amiază. De ce? Pentru că în timpul ăsta se dezleagă programele de magie. Că de obicei tot ce ține de magie, noi vrem să facem noapte. Și în momentul în care nu mănânci, ele își pierd din putere pe măsură ce se ridică soarele. Așa că la 2, de obicei, scad mult. Dacă ții până seara, deci până la jumătate, atunci se dezleagă complet. Problema este momentul în care mănânci. În momentul în care mănânci, farmacele capătă putere. Noi le dăm putere. Deci oamenii care postesc, oamenii care se roagă, oamenii care se închină, oamenii care își fac autotratamente, reiki, oamenii care merg în pelerinaje, oamenii care citesc despre spiritualitate sau citesc Biblia, oamenii care fac terapie, oamenii care... E greu să-i legi. Sportivii de performanță. E greu să-i legi pentru că ei consumă. Deci tot timpul sunt în mișcare. Deci automat se curăță sufletul. Nu mai vorbesc de o baie cu sare, de apă cu sare. Nu mai vorbesc de, eu știu, ascultat că acum sunt pe internet și acatiste, și rugăciuni, și liturghii, și toate astea. Sunt foarte bune. De ce? Pentru că automat te curăță. Nu mai vorbesc de curățare de molifte, dezlegări de farmece și magie, de închinare la moaștere Sfinților, care automat te curăță. Deci în momentul în care te duci la moaștere unui Sfânt, începi să cadă de pe tine mizerii. Tân, 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 tân. Când te duci, de exemplu, la Părintele Arsenie Boca, pe drum, tu pierzi din toate nenorocirile alea. Pentru că pe măsură ce el fiind de grad 10, pe măsură ce te apropii, automat cad de pe tine valuri de mizerii pe care le-ai acumulat. Că sunt pe tare, că sunt de lapt. Le pierzi. Da? Da. În principal, rugăciunea e hrana sufletului. Postul negru e plata sufletului. Este, cum se cheamă, hrana sufletului. Deci curățarea sufletului ține foarte mult de rugăciune și de post. Clar. Mai sunt întrebări? Bun. Am vorbit despre, în mare, despre asta. Adică, voi trebuie să înțelegeți un lucru. Sufletul este cel mai important. Așa cum îl aveți, așa trăiți. Fără suflet nu poți să fii fericit, nu poți să iubești, nu poți să ai parte nici măcar de plăcere. Plăcerea nu poate să existe fără intermediul sufletului. Deci măcar plăcerea de frumoțica. Nu mai simți dacă. Da? Deci până și astea, mai puțin ortodoxe, nu poți să le ai dacă nu ai tot sufletul. Și atunci aveți grijă de sufletele voastre. Mai țineți o zi de post negru. Mai duceți pe la o slujbă. Mai duceți pe la o, eu știu, pe la moaștere unui sfânt. Mai citiți o carte de spiritualitate. Mai vedeți o emisiune. Mai. Și toate astea, că mă mai duc la o liturghie, că mă mai duc să fac o terapie, că mă mai duc să... Mă păstrează sufletul constant curat. Și atunci eu sunt în echilibru. Da? Că dacă eu am ajuns în suferință, înseamnă că deja nu mai am. Și atunci, dacă eu păstrez sufletul, e clar că o să fiu și sănătos. Dacă nu am suflet, mă îmbolnăvesc și mor. Punct. Bun. Sper să vă fie de folos. Nu știu cât de eficient am fost. Dar mă rog, sper să vă pună pe gânduri, că după aia o să știți exact ce aveți de făcut, ca să vă protejați sufletele voastre și numai pe ale voastrele copiilor cu voștri și automat să puteți să trăiți viața asta, mă, dacă nu într-o fericire, măcar într-un echilibru care să vă facă să vă bucurați de ea.